Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Printre picurii de ploaie, de printre aluni, în Muguriț de acum, am ajuns tot între căpriorii ăștia aici și, spre dezamăgirea mea, au intervenit alte treburi. Mi-am făcut aici o cuțitoaie dintre asta, celelalte sunt împrumutate. Am văzut cum se lucrează, bine că am mai făcut și în tinerețile mele operațiuni de genul ăsta, dar am întârziat un pic pentru că, cum v-am spus, au intervenit alte probleme. Am dat și comandă de ceva special pentru decojit. Asta bine, asta e beleușul, nu-i problemă. Merge și asta, dar presupune un efort și o muncă fizică susținută. Am dat comandă de o mașinărie, de un decojitor, care se adaptează pe Husqvarna, pe motofierăstrău Husqvarna, care l-am. Am dat la o firmă, am așteptat vreo 2 săptămâni, tot m-a dus cu vorba. Ei, până la urmă am primit mult așteptata mașinărie și o să vă prezint în videoclipul de astăzi, să vedem împreună, că așa am văzut și eu cum se folosește, dar o să o montez și o să o pun la treabă. După cum v-am spus, asta este cutia. Asta este marfa și astea sunt componentele. Vă spun de la bun început că e în jur de 900 și ceva de lei. Și are așa, deci adaptorul ăsta, o să trebuiască să dau lama jos, are ca un fel de abric ăsta, are două cuțite aici, două din coace, pe un ax, o folie, să văd unde o pun ca să nu-i stric cuțitele. O curea de transmisie, are aici o carcasă care trebuie pusă pe ambreiaj acolo, tot cu folie, are aici un opritor dintre asta, un blocator pentru piston, niște șaibii, un imbus și încă două cuțite, cred că astea sunt de rezervă. Acum o să vă arăt cum desfac motofierăstrăul și cum montez. Acum, să desfac, am verificat un pic aici cuțitele astea, pentru că văd că au niște șaibe care sunt cu niște, cum să spun eu, excentrice, cu niște greutăți, ca să pot să reglez dacă el cumva bate, mai învârț șaiba asta ca să îi iei un pic din calaroțile de la mașină, să le echilibrez cumva. Da, uite, asta e și cu gaură aici. Le-am verificat, le-am strâns un pic. Am văzut că mai sunt și două cuțite de rezervă acolo. Acum o să trebuiască să dau jos de pe Husqvarna, să dau lama și să vedem cum o să procedăm aici. Ia să vedem. Desfac de aici șuruburile. Uite așa. Desfacem frumos. Să ușurăm un pic munca, nu? Că cineva spunea că munca e pentru utilaje, nu e pentru oameni, dar nu se poate. Opa, așa. Ia să-i dăm de aici jos la mașă cu lanțul. Ia să vedem noi cum o să pun aici acum. O să trebuiască să curăț un pic. Ia să mă duc eu în altă parte să o curăț. După ce am făcut toaleta, am curățat-o cât de cât, i-am dat jos. Acum o să trebuiască, ca să pot să desfac ambreiajul de aici, trebuie să-i scot bujia și să-i pun blocatorul ăsta. Ia să-i desfacem de aici capacul, dăm bujia afară, că altfel se învârte ambeiajul cu totul.
Ia să-i dau de aici filtrul cu asta. Desfacem bujia. Ia să-i dau. Așa. Pentru că are acolo pe ulița vinii, văd că. Ia să dăm să fie pistonul. Opa, nu-i bun. Că trebuie să duc în jos. Să treacă întâi în jos și după aceea să-l înșurubez. Așa, ia să văd acum. Iar nu-i bun. E, trebuie să mă uit atent să văd. Iată așa. Cam aici. Acum să văd eu cred că merge sau nu merge desfăcut. Ia să mai fi cu totul. Acum cred că. În fața se desfacă. Ia să văd, s-a desfăcut? Nu s-a desfăcut încă. Așa zic. Nu prinde cum trebuie cheia. Da, să-i pun un prelungitor aici. Ca să văd eu dacă reușesc. Bă, băiatu! Aha! Ia să vedem. Nu te... Aha! Gata, am reușit. Bravo, mieți! Uite așa. Ia să văd. Asta este ambriajul. Ia să văd cum vine cutia asta aici. Deci asta o să vină, cred că așa. Vine așa. Ei, acum e aici, acum. Te văd eu. Opa, că aici are și rulmentul ăsta cu aci. Înseamnă că trebuie să-l pun și pe ăsta acolo, la loc, ia să văd. Asta nu. Opa, a căzut. Rulmentul ăsta cu aci vine aici? Vine, domne. Dar nu știu dacă trebuie să-i lăs aici roticica asta de antrenare. E? Ia să văd. Nu mai cred, nu cred. Trebuie să-l pun așa. Ce să o dau jos așa? Dacă o dau jos, ia să văd ce se întâmplă. Ia să văd eu cum e asta ambriaj. Asta e mai adânc acolo. Nu, cred că trebuie să-l pun direct așa. Să văd dacă spune așa. Nu știu unde freacă. Să învârstic cu toată oare. Uite acum văd eu. Oare să-i pun vreo șaibă acolo? Nu cred. Asta, să-i o pun așa. Asta de aici e carcasa de la ambriaj. Cred că n-atinge acolo, ia să văd. Ia să văd eu. Cum trebuie să învârte, așa, invers. Așa. E, încercăm. Dacă se aude ceva nasol, cât de grav poate să fie, zic și eu, nu știu. Ia să vedem așa. Asta s-a vedea ambriajul, unde ați văd că s-ar merge bine, zic eu, ia să văd. Cred că așa, nu? Că altfel n-are cum. Așa cred că trebuie să meargă. El cred că oricum o să se strângă din inerție. Să-i dau carcoasa asta deoparte, capacul la ambriaj și cu pinionul ăsta de antrenare. Asta încă mai merge. Aici cum a fost lanțul, a fost pinionul uzat, a ajuns vârful la lanț și a uzat pe carcasă. Mai merge până când se termină și ajunge partea cealaltă. Bun. Ia să vedem cum punem aici acum chestia asta. Ia să văd eu. Cred că așa trebuie. Așa trebuie, oare? Ia să văd eu. Că aici ar trebui să vină întinzătorul ăsta. Aha. Cred că așa. Ia să văd eu dacă așa sau nu. Să-i pun capacul ăsta, oare? Ia aici, ai de... Ia să văd dacă pui așa. Vine bine aici? Vine, tată. Păi, doamne. Ia să vedem. Să vedem cum vine treaba. Să-i pun și chestia asta aici în capăt. Da, asta pot să o montez, cred că și după aia. Dar din câte am mai văzut eu, asta trebuie montat ca să... Cred că așa vine, ia să văd. Cum e? Așa, nu, trebuie să vină așa. Așa. Și ăsta trebuie să vină. Ia să văd, dacă o pun așa. Așa trebuie să vină. În poziția asta.
în poziția asta trebuie să vină. Da. Oh, că trebuie să meargă acolo. Am să-l las așa, deocamdată. Să se pun cu totul și folia. Să pun și folia aici. Pe folie, adică să-i pun curiaua. Ia să vedem. Uhuhu. Merge acolo curiaua. Dom'le, da, trebuie strâns, bă. Nu merge aici? Ia, ți-i curaua asta, sunt mică. Nu e mică, dar trebuie să... Cum să o pun eu aici din prima? Ia să-l las așa, că trebuie să fac eu cumva, cumva, încât să o reușesc să o pun. Aha, trebuie să mai intre aici. A, gata, 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 am văzut care-i treaba. Am văzut care-i treaba. Trebuie să intre. Nu se poate. Uite așa. A, că facem noi acum și media să intre, că doar e o curadă, un gură rămas. Dă-o acolo de treaba. Bun. Așa, ia să poziționez aici. Hai de mine și de mine. Ia să-i pun eu și capacul, dar hai, dar și are și el. Ia să mă duc să-l curăț cu ăsta un pic. Îl curăț că nu se poate așa. Cât de cât o leacă acolo. I-am făcut un pic aici și la ăsta. Ia să vedem aici cum vine. Stai așa, o leacă că... Aha, uite așa. Pe unde frecați, mă? Pe unde? O să văd eu acuși ce și cum și unde o să trebuiască pus. Acum s-o strâng un pic cât de cât. Aici, văd că are un filet, dar și cred că se pune o carcasă. Se pune o carcasă care să protejeze aici, cum se cheamă asta, cureaua. Da, aici. Dar vezi că acum mie nu mi-l-a oferit cu carcasa, ce, ca un fel de protecție, zic eu. Aici nu știu dacă e mai periculos lanțul decât ar fi chestia asta. Ia să vedem acum. Așa. De aici mai pot eu strânge și să mai strâng și să mai întind, că văd că e intensă destul. Cât de cât să strâng așa un pic și să-i fac o probă, să văd ce se întâmplă. Sari, nu sari. Acum să-i pun și bujia la loc. Să-i desfac de aici, opa, să-i desfac aici blocatorul ăsta. Să-i pun bujia și să-i dăm o sfoară, să vedem ce zice, nu? Și cum s-aude. Pe unde prinde, pe unde face media probă acum. Dacă merge, înseamnă că este foarte bine. Dacă nu merge, mai vedem. Dar sper să meargă, nu? Haide așa. Ia să văd acum. Aha. Am dat înapoi, am desfăcut. Se blochează cutia asta de ambriaj în suportul ăsta. O să trebuiască să iau un pic aici cu polizorul. Am mai luat un pic, trebuie să iau mai mult, pentru că ajunge aici, el n-are unde să cureaua fiind nouă, nu se întinde în față încât să aibă loc ca să se învârtă cutia capacul ambriaj. Trăgeam desfoară și era blocat. Bă, zic, și are și are, care-i treaba? Acum o să polizez un pic aici cu flexul ca să mai iau din el. Am fost nevoit și am mai pus o șaibă aici deasupt, că ajungeam partea de jos. Eu nu știu cei care stau la calculator acolo pe scaun și li fac, probabil că li faci așa, după dimensiunile care practic nu știu dacă li probează sau nu. Deci am fost nevoit să pun și aici o șaibă de deasupt, de distanțare, ca un fel de distanțier. Acum să-i pun cureaua, altfel nu poți să o pui decât așa, am încercat. Deci n-ai cum decât așa.
Ai pus odată cu totul și ai pus-o așa. Ia să vedem acum dacă am să strâng, să văd că trebuie să învârtă ușor, să învârtă ușor carcasa asta la ambriaj. Bănuiesc că o să trebuiască să scurt tot uleiul din rezervorul de ulei, pentru că pompa oricum bagă odată ce se învârte motorul, dar de fapt nu, că pinionul de antrenare, nu, înseamnă că pompa n-ar trebui să bage pompa de ulei. Indicat este pentru toți cei care produceți așa ceva sau comercializați. Bă, fraților, scriți-vă 10 rânduri acolo să vadă tot prostul cum se montează și cum se face. Stau să stă fiecare să chinui, să vadă cum îi, să mă uite pe filmulețe, dar voi nu sunteți în stare, firmele producătoare, să faceți așa ceva? O broșurică acolo, 10 rânduri, scrii, domnule, desface aia, pui aia, face aia, nu? Ca să vadă omul exact ca pașă care sunt. E, acum se învârte altfel, uite. Uite și carcasă și tot, ea. Da, ajungea, uite aici, în carcasa asta, suportul ăsta. Asta este. Ia să vedem acum dacă mai, trebuie să mai întind o leacă, uite și, și poziții nasoale aici de întins, ea. Trebuie să fac o șurubență mai scurtă. E, mă descurc, mi-ai țineți descurce. Acu imediat îi facem proba. Era prea frumos să potrivească el, să meargă el așa cum trebuie, din prima. Trebuie să mai aduc ceva modificări, ceva. Ia să vedem acum cum stau lucrurile. Opa, așa. Ia să vedem, să învârte. Altă treabă. Ia să-i dăm o sfoară. Mergem la fața locului să vedem acum cum se prezintă la și cum merge la lemn.
Doamne, Doamne. Merge, dar trebuie să fii barbat. E greu până și te obișnuiești. Mănâncă mult, trebuie reglat un pic avansul de tăiere. Trebuie să îi mai dau cuțitele astea, să le mai dau mai înapoi, că ar fi trebuit să aibă aici o carcasă cumva și numai cât să iasă ca la abric un pic afară. Și dacă o scăp mai tare, intră în lemn, cum ta el, îl termin. Da, cam asta este cu scula asta, cu mașinăria asta de decojit, cu decojitorul ăsta. Eu sunt mulțumit, își face treaba. Numai că trebuie să mai văd un pic aici la reglaj, că să-mi finge prea tare în lemn. Dar în rest merge, la butuc gros, e perfect. Ușurează munca. În rest, eu ce să vă zic, vă mulțumesc pentru atenție, eu te curge apa de pe mine. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!